Realitate augmentată și reconstituiri 3D, asta pot vedea vizitatorii care luni, în 1 mai, vor călca pragul situlului arheologic Sarmizegetusa Regia. Ruinele de pe dealul Grădiștii atrag anual 10.000 de vizitatori datorită importanței vestigiilor care se găsesc aici. Evenimentul își propune să ofere o imagine clară asupra construcțiilor monumentale din zona sacra Sarmizegetusei Regia. Astfel, vizitatorii pot admira reconstituirea ale construcțiilor de cult realizate cu ajutorul unui echipament special pus la dispoziție de specialiștii din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Hunedoara prin Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca și Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. Am pregătit ceva special de 1 mai în Sarmizegetusa Regia. Este vorba despre o locație în care se vor desfășura activități legate de ceea ce era odată cetatea dacică. Este vorba despre realitate augmentată, reconstituiri 3D, lucruri pe care vizitatorii le pot observa, le pot experimenta chiar la fața locului. Ruinele de pe dealul Grădiștii atrag anual mii de turiști, de vizitatori și mai ales dornici, care, cei care vor să vadă vestigiile ce se găsesc aici, iar în continuare pot să viziteze chiar și cetatea de la Costești. Este vorba de o zi întreagă ce poate fi petrecută la noi în Munții Orăștiei. Ne dorim să oferim o imagine clară asupra construcțiilor monumentale din zona sacră Sarmizegetusei Regia, pentru ca vizitatorii să poată admira și vedea reconstituirea ale construcțiilor de cult realizate cu ajutorul unui echipament special pus la dispoziție și utilizat de către specialiști în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cei cu care noi de altfel avem și un proiect. Vor fi prezentante aplicații și reconstituiri 3D ale zonei sacre de la Sarmizegetusa Regia, aplicații ce conțin imagini 3D și descrierea unor artefacte care au fost descoperite de-a lungul timpului în urma cercetărilor arheologice.